foarte mult. Cât de aproape suntem de apogeul crizei și de ce se tem autoritățile, ne-a explicat în exclusivitate secretarul de stat Raed Arafat. Iată dialogul pe care l-am avut cu el în urmă cu puține minute. Bucureștiul este departe la acest moment de a fi supus unor măsuri suplimentare de restricționare față de cele care există la acest moment. Din datele pe care le aveți acum, cât de aproape suntem de a atinge apogeul? Știm că astăzi tocmai a fost luată decizia de a se prelungi starea de urgență cu încă o lună. Deci, decizia prelungirii starei de urgență este una foarte normală în acest context, pentru că vom continua cu măsurile luate acest timp în cadrul stării de urgență. Și multe din aceste măsuri se vor prelungi, vor continua. Bineînțeles, depinde de dinamica situației ce alte decizii vor fi luate în următoarea lună. Și lucru care la acest moment încă nu putem să le anticipăm. Mă întrebați de momentul vârfului sau apogeului. Sunt păreri că, și analize că este undeva către ultima parte a lunii aprilie, dar și acolo rămânem rezervați să vedem dinamica și cum evoluează situația. Important pentru noi este ca populația să înțeleagă rolul ei și să continue să aplice măsurile care le-am recomandat. Am început să vorbim de portul măștilor când ieșim în spațiile publice și dacă nu avem mască, să purtăm altceva care să acopere nasul, să acopere gura, când suntem în spații publice, când suntem în întâlniri cu alte persoane. Care este situația în acest moment? Suceava, Timișoara, Arad, Deva? Care este situația acum? Deci la Suceava sunt colegii de la Ministerul Apărării și care colaborează cu autoritățile de acolo pentru rezolvarea problemei. În celelalte două locații sunt echipe mixte care vor rămâne acolo încă cel puțin până miercuri din ce pot să vă spun și care rolul lor este să rezolve anumite aspecte și să aducă unele aspecte în linie, pe linia procedurilor, ce trebuie făcut în spitale, cum să rezolve problemele cu care se confruntă, ca să ieșim din situația în care ne aflăm acum. Bun. Ultima întrebare, domnule secretar de stat, este legată de numărul de bolnavi la care sistemul din România n-ar mai face față. De când începem să ne speriem în mod real pentru că nu am mai putea gestiona situația? 10.000, 20.000? La acest moment, nu n-aș da cifre iarăși. Eu vă spun care sunt zonele care sunt mai critice. La acest moment, totuși, noi am stabilit un spital de campanie care este construit de Ministerul Apărării la Ana Aslan, în colaborare cu Spitalul Ana Aslan. Mai avem unul la Constanță. Mai desfășurăm acum o acțiune cu un grup de firme care au pus la dispoziția noastră o hală de 10.000 de metri pătrați în București, unde o transformăm într-o zonă de îngrijire a pacienților ușor, adică simptomatici ușor și nu a pacienților grav. Normal, rămâne partea cea mai critică, terapie intensivă, la care cel puțin la un anumit moment astăzi erau în jur la 150 de pacienți acolo, dar cifra asta tot în dinamică este și se schimbă din, să zicem, în fiecare zi avem o nouă cifră și normal problema majoră va fi dacă ajungem să depășim sau să ajungem la limita aparatelor de ventilație și paturilor de terapie intensivă. Măsura care am luat-o și care am luat-o recent, până primim ventilatoare noi, până avem soluții, noi am luat acum un număr mare de ventilatoare, 180 ceva de ventilatoare, 190 aproape aduse, care erau nefuncționale din vari motive, deja au ajuns în București și firma care este producătoarea acestor aparate a început procesul de reparații. Raed Arafat.